tuturor! Am intrat din nou live pe pagina Romanian Science Festival. Bine ați revenit la noi pe pagină, la seria de webinarii pe care o începem astăzi. Sper că ați avut o vară bună. Deși în toate circumstanțele, peste tot în lume, cred că nu e cea mai ideală situație. Uite că noi în septembrie trebuia să fim în 3 orașe, cel puțin, să venim cu Romanian Science Festival să vă vedem. Din păcate nu a fost să fie, dar, așa cum spune noi, în tot rău e și un bine, a venit octombrie și putem să fim online, să ajungem, de fapt, la mult mai mulți decât am fi putut să venim cu evenimentele. Așa că bine ați venit aici la noi pe platformă. Ne bucurăm că sunteți din nou alături de noi. Și în sezonul acesta de webinarii am schimbat puțin orarul. Vom avea webinariile în fiecare joi de la ora 6, deci nu vom avea două webinarii pe săptămână, ci doar unul. Dar toate vor fi la fel de interesante ca și cele din primăvară. Și pe această notă aș vrea să introduc primul nostru invitat, Adrian Dumitrescu. Mulțumim mult! El ne însoțește din Southampton, din Marea Britanie, unde este student și am vrea să îl prezentăm. Bună, Adi! Bine v-am găsit! Bine ai venit la RSF! Tu ești mai nou, ești un mentor nou. Ai intrat în comunitatea RSF nu de mult timp. Așa că ne bucurăm să te vedem aici. Spune-mi ce faci la Southampton? Păi, bine, în momentul de față sunt carantinat în Londra, că abia m-am întors din România și încerc să respect regulile. În momentul de față îmi fac doctoratul, l-am început acum un an, tot în octombrie anul trecut. Și îmi fac doctoratul pe structuri spațiale. Am făcut și licența și masterul pe inginerie aerospațială și m-am axat pe partea de structuri de sateliți. Cumva tangențial cu subiectul de astăzi. Dar tu din România ești original din București, unde ai terminat la SAVA. Da. Specialitatea matematică, Mate Info, da? Și spune-mi, cum ai ajuns de la Mate Info să studiezi inginerie aerospațială? Păi, cumva inițial mă gândeam să fac matematică pură, pentru că asta cumva a fost principala mea pasiune în liceu, dar m-am vrut să mă orientez după aia pe ceva mai aplicat și având în vedere că îmi plăcea și fizica și pentru că aveam cumva curiozitatea asta legată de cercetarea spațială, m-am gândit să mă îndrept către domeniul ăsta. Acum, sincer, nu pot să zic că inițial credeam că trebuie să faci inginerie aerospațială ca să intre în domeniul de cercetare spațială. Mi-am dat seama mai târziu că nu e adevărat. Poți să intri în foarte multe domenii și să ajungi să cercetezi într-un fel sau altul alte planete. Dar ăsta e drumul pe care l-am ales și sunt mulțumit până acum. Și ai venit la Southampton să-ți faci licența și ceea ce tu mi-ai spus ieri, Integrated Master, adică din Bachelor ai intrat direct în Master cumva, da. Cu un an în plus, da? Și acum ești student în anul întâi la doctorat. Da, începe anul 2 de doctorat. Acum. Începe anul 2 de doctorat. Îmi spunea ieri că, practic, la voi în departament sunt destul de mulți români. Aș zice, mai degrabă în facultate, în general, sunt destul de mulți și mai ales pe partea de programare, de computer science. Pe inginerie aerospațială au fost 7 români când am început eu, în anul meu. Din păcate, cumva a scăzut numărul și în general și la mine pe curs în ultimii ani. Parte probabil și din cauza Brexitului, dar
În momentul de față, în departamentul meu, colegul meu de birou e un alt român care a fost la Imperial. Deci suntem cumva peste tot. Bun, și acum poate vrei să ne zici un pic mai mult despre subiectul tău de doctorat și de ce ți-ai ales acest subiect, pentru că mi se pare un pic așa, cred că o curiozitate pentru noi, domeniul ăsta, când ești elev, nu prea auzi de el în liceu, nimeni nu-ți explică cum ai ajuns practic să afli despre acest domeniu și să te orientezi spre el. Asta cred că ar fi interesant să aflăm pentru elevii de liceu care acum ne urmăresc. Bun, aici vă referiți la domeniul meu specific de doctorat, să zic așa? Da, deci două întrebări. Să îmi spui ce studiez acum specific la doctorat și pe urma a doua parte a întrebării, cum ai ajuns, de ce te-ai hotărât să studiez domeniul acesta mai larg? Bun, pe scurt, în momentul de față la doctorat, eu studiez cumva structurii noi de sateliți care poate să fie printate 3D din metal și care pot performa mai multe funcții decât cea de structură satelitară. Și mai exact, probabil că știți că există foarte multe deșeuri spațiale, iar parte din ele poate să ajungă să lovească corpurile celei sateliții, așa că de obicei ai un scut în fața satelitului care să te protejeze de obiectele astea, care e o componentă separată. Și eu încerc cumva să o integrez în structura satelitului, cumva prin intermediul printării 3D, pentru a economisi cost și masă în ceea ce privește designul de satelit. Chestia asta e destul de nouă, că doar de aia o fac. Acum, cum am ajuns exact în punctul ăsta? Cumva, cred că a început în anul 2 parțial, când m-am implicat într-un program, în programul de Flyer Satellite, în care e facultatea noastră, o să vorbesc despre el în prezentare, unde am intrat în contact cu nanosateliți, cu structuri de sateliți pentru prima dată, apoi licența mea am făcut-o pe printare de nanosateliți, cu profesorul cu care îmi fac doctoratul acum. Deci, cumva am avut timp să intru un pic în domeniu și să-mi dau seama cam ce se întâmplă. În același timp am reușit să lucrez cu profesorul cu care îmi fac doctoratul timp de 2 ani înainte, să-mi dau seama că ne potrivim, să spunem. Dar în principiu afli de lucrurile astea în timp ce treci prin facultate. Nu prea avea cum să afli foarte, foarte mult neapărat înainte și te influențează destul de mult oamenii cu care lucrezi de-a lungul timpului. E, acum că ne-ai dat așa o perspectivă asupra cercetării tale, îți predau, să zic așa, ecranul, pentru că cred că vom înțelege mult mai bine, de fapt, cu ce te ocupi tu după prezentarea ta. Așa că, dacă vrei să începi prezentarea, până atunci... Sigur, puteți să-mi vedeți ecranul, nu? Da. Bun. Dacă ați intrat mai târziu, pe mine mă cheamă Adrian Dumitrescu și în momentul de față fac doctoratul la Southampton în Marea Britanie, iar astăzi am ales cumva ca subiect o istorie a miniaturizării sateliților, adică vom vorbi cumva de evoluția sateliților de-a lungul timpului și de ce în ultimii 20 de ani au început cumva să scadă în dimensiuni și în cost pentru a duce la un acces mai ușor și rapid la spațiu. Pentru început, ce e un satelit? În principiu se împart în două categorii, sateliți naturali și artificiali. Cei naturali sunt corpuri cerești, cum ar fi Luna, da? Corpuri cerești care orbitează planete. Aici în stânga vedem patru sateliți naturali ale lui Jupiter. Și avem sateliții artificiali creați de om și puși în orbita oricărui corp ceresc, dar în principiu în orbita Pământului. Și în imagine avem cel mai mare satelit artificial creat de om, Stația Spațială Internațională. Apoi putem să începem prin a vorbi care a fost despre primul obiect trimis în spațiu. Acum depinde pe cine întrebi, pentru că definiția spațiului
variază undeva între 80 și 100 de kilometri. În stânga putem să vedem a patra rachetă V2, lansată de nemți în timpul celui de-al doilea război mondial, care a ajuns la o altitudine de 85 de kilometri. Deci poate fi considerată ca prima rachetă care a ajuns în spațiu. Iar în dreapta avem o rachetă americană, care a ajuns la aproximativ 400 de kilometri, care e altitudinea la care orbitează stația internațională, 7 ani mai târziu. Ca idee, racheta, așa zis, americană a fost făcută de, practic, de aceeași echipă de nemți, care a fost luată de americani din Germania și dusă în America pentru a le face rachetele lor. Acum, cele două rachete de mai devreme nu au stat în orbită. Primul obiect care a ajuns în orbită, poate că știți, este micul satelit Sputnik, pe care îl vedeți în imaginea din stânga, care nu e cu mult mai mare decât o minge de fotbal, are 60 cm în diametru și doar 80 de kilograme. El a fost trimis de URSS în spațiu în 57 și practic așa a început lupta spațială dintre concursul, să zicem, spațial între americani și ruși. Americanii trimisându-și primul lor satelit în orbită doar câteva luni mai târziu, în ianuarie 58, satelitul lor, Explorer 1, reușind să și detecteze centura de radiații Van Allen, de care cumva știam că se află în jurul Pământului și influențează cumva toate dispozitivele electronice pe care le trimitem. Încet, încet am ajuns la aplicații destul de cunoscute în ziua de azi, cele de telecomunicații. Primii sateliți de telecomunicații trimiși în spațiu au fost Telstar 1 și 2, care au fost lansați în 1962 și 63 de NASA. În primul rând, când le-am căutat pozele, am fost destul de mic, pentru că mi se pare că seamănă foarte mult cu Death Star din Star Wars. După cum puteți vedea, nu sunt foarte mari, mai puțin de un metru în diametru și doar vreo 170 de kilograme. Ei au fost puși într-o orbită foarte eliptică, care varia între 1000 și 10.000 de kilometri ca distanță față de Pământ, ceea ce însă nu este ideal, pentru că e destul de greu să menții telecomunicația constantă. Așa că încet, încet, sateliții au ajuns să fie lansați în orbita, așa numită orbită geostaționară. După cum puteți vedea în video din stânga, un satelit în orbita geostaționară rămâne stabil deasupra unui punct fix de pe Pământ, ceea ce e ideal pentru telecomunicații. Partea cumva, să spunem, negativă e că ei se află la o distanță foarte mare de Pământ, aproximativ 36.000 de kilometri, așa că e destul de dificil să îi repar dacă se întâmplă ceva și îți trebuie destul de multă putere pentru comunicații. Iar în dreapta avem primul satelit care a fost lansat în orbita asta, SINCOM 3, lansat în august 64, deci puteți vedea că evoluează destul de rapid lucrurile. Însă satelitul era capabil să transmită doar o convorbire telefonică din cauza faptului că distanța era foarte mare și nu avea antene foarte puternice. Totuși, comunicarea la nivel global a început să devină foarte importantă, așa că numărul, performanța și dimensiunea sateliților de telecomunicații au crescut rapid. Aici puteți vedea o hartă a lumii din 1966, care se referă la cumva capacitatea de lansat sateliți. Iar în 1966 erau doar 3 țări care pot lansa și 6 țări care aveau sateliți și 50 de ani mai târziu, în 2016, avem 12 țări cu capacitate de lansare și peste 80 cu sateliți. Iar dacă vă uitați mai atent pe hartă, se poate observa că și România are sateliți și vom vorbi puțin mai târziu despre asta. Așa, după cum am spus, sateliții au devenit din ce în ce mai mari, iar în dreapta avem unul din cei mai mari sateliți lansați în această orbită geostaționară, Terrestar 1, care are aproximativ 7 tone și a cărui proiect a costat în jur de jumătate de milion de dolari. Când vine vorba de astfel de sateliți, în ceea ce privește dimensiunile și masa, folosim
în domeniu chiar folosim autobuze ca termen comparativ. Și în stânga am pus un autobuz londonez, un double decker, care, după cum puteți vedea, are doar câteva tone în plus. Puteți deja să vedeți cumva cât de dificil e să trimiți un satelit de dimensiunile astea undeva la 40.000 de kilometri față de Pământ. Pe partea de știință, sateliții științifici au urmat cumva același model celor de telecomunicații, devenind din ce în ce mai mari și mai complexi pe măsură ce misiunile științifice au evoluat. Și voi da aici exemplu de două, cu accent pe misiunea Bepi Colombo. Aceasta e o misiune care cumva a fost pusă în mișcare un pic înainte de anul 2000, iar satelitul a ajuns să fie lansat abia în 2018, după foarte multe extindere ale proiectului. Proiectul a avut un buget inițial de doar 900 de milioane de dolari, cred, și până la urmă a ajuns să coste dublu. Iar satelitul are undeva la 4 tone. Ca idee, am avut un profesor la clasă care a lucrat pe partea de propulsie a satelitului în timpul doctoratului său, în 2006-2007, iar acum 2 ani când ne preda la clasă, era foarte fericit că satelitul în sfârșit a plecat în misiune. Și va dura până în 2025 să ajungă la ținta sa, care e planeta Mercur. Deci puteți vedea cumva cât durează de la concepția unei misiuni de genul ăsta până când își atinge scopul. Iar în dreapta avem un satelit al Agenției Spațiale Europene, un satelit de observare a Pământului, Envisat, care a costat undeva la 3 miliarde de dolari și e chiar mai greu decât precedentul Telstar și are undeva la 8 tone. Deci putem să observăm cumva câteva probleme cu trendurile astea. Avem un cost foarte ridicat al misiunilor, un timp îndelungat de la idee la execuție și sateliți foarte mari care sunt greu de produs, greu de lansat și de reparat în caz de probleme. Așa că avem și, evident, niște consecințe negative. Și anume, în primul rând, riscul misiunilor e destul de mic, pentru că dacă cumva nu iese misiunea, ai foarte mult timp și foarte mulți bani investiți. Apoi, tehnologia avansează de-a lungul misiunii. Dacă luăm ca referință misiunea Bepi Colombo, la începutul misiunii nu prea avea nimeni calculatoare în lume, nu existau smartphone-urile. La lansare eram într-o cu totul altă lume și lucrul ăsta e cumva detrimental. Și nu în ultimul rând, spațiul a devenit foarte greu accesibil. În principiu, doar agențiile naționale foarte mari, ESA, NASA, japonezii, chinezii și rușii, își cam permit să lanseze. Și în ceea ce privește companiile private, doar cele deținute de miliardari, de care doar SpaceX a ajuns cu adevărat în orbită. Așa că putem să ne orientăm cumva către niște soluții și cumva ideea, prima idee care ne-ar veni e cea de a avea sateliți mici. Ei poate să ducă la creșterea frecvenței proiectelor, putem să avem proiecte mult mai rapide și cost mult mai mic per proiect, ceea ce poate să ducă, în primul rând, la un risc mai mare al misiunilor și experimentelor care se fac pe ei, pentru că în cazul în care nu funcționează, nu pierzi foarte mulți bani sau timp, tehnologia e mult mai actuală și, nu în ultimul rând, asta duce la democratizarea accesului la spațiu, ceea ce e un lucru care prin cercetarea pe care am făcut-o, mi-am dat seama că e un lucru destul de esențial pentru avansarea cercetării spațiale. Așa că în 1999 am intrat în așa zis era a nanosateliților. Conceptul de CubeSat a fost introdus atunci de către Stanford University și California Polytechnic State University, cu scopul general de a ușura accesul la spațiu. Și în imagine avem un astfel de CubeSat. Ei pornesc de la dimensiunea, așa zisă, 1U, o unitate, de 10x10x10 cm. Deci, dacă aveți un cub Rubik prin casă, satelitul ăsta e un pic mai mare decât un cub Rubik. Și, în general, poate să fie
ceva mai mari și să ajungă până la o dimensiune de 12U, care totuși vă poate intra în ghiozdan cu lejeritate. Un astfel de satelit, un cost de proiect, începe undeva la $50,000, deci câteva ordine de mărime mai jos față de ce discutam înainte, iar durata proiectelor e undeva între 1-2 și 5 ani, deci din nou proiecte mai rapide și mai ieftine. Care sunt, deci, avantajele oferite de un CubeSat? După cum am spus, costul redus. Apoi însă intervine și un factor foarte important, și anume că ajută la educarea studenților, întrucât universitățile își pot permite astfel de proiecte. Forța de muncă poate să fie educată mult mai repede pe proiecte care ajung cu adevărat în spațiu și poate să ofere o experiență foarte, foarte utilă studenților. Crește numărul de experimente pe care poți să-l faci și crește gradul de risc al lor. Apoi, vă voi spune mai târziu despre industriile care s-au dezvoltat în jurul acestor nanosateliți. Și, după cum discutam, asta duce în cele din urmă la democratizarea accesului la spații. Nu mai depindem doar de agențiile naționale și de companiile foarte, foarte mari. Aici vreau să vă arăt cumva evoluția exponențială a lansărilor de nanosateliți. Începând cu primii 6-7 din 2003, s-a ajuns pe la 1000 de nanosateliți lansați în 2018 și, bazat pe proiecțiile din momentul de față, s-ar ajunge undeva la 3000 lansați până în 2023. Ca idee, lăsând la o parte nanosateliții, au fost lansați până acum doar 8000 de sateliți, începând de la Sputnik, așa că numărul de nanosateliți crește semnificativ și clar duce la un număr mult mai mare de experimente în spațiu. Acum e lansat un nanosatelit. Ei de obicei sunt puși pe rachete care duc obiecte pe stația internațională sau oameni, depinde de lansare, iar acolo sunt preluați de astronauți care îi pun într-un lansator care, după cum puteți vedea aici, îi lansează într-un mod precis pe orbita lor. Aici cred că avem doi CubeSats de dimensiune 3U lansați de pe stația spațială internațională. Bun, acum o să vorbesc despre câteva misiuni, să spunem așa, importante în istoria nanosateliților și o să încep cu prima. Primii nanosateliți au fost lansați în 2003, erau 7 și, foarte important, cu toți au aparținut unor universități. După cum spuneam, cumva asta era targetul principal. Și în imagine am doi sateliți, pe Qt1 de la Tokyo Institute of Technology, care a testat un panou solar mobil, pe care îl puteți observa. Iar în dreapta l-avem pe QuakeSat de la Stanford University, care a identificat unde seismice. Motivul pentru care satelitul ăsta are o telescopică, să spunem aici, e că în vârf are magnetometru care identifică undele seismice, iar acel magnetometru trebuie să se regăsească la o distanță destul de mare de restul satelitului pentru a nu interfera cu electronicele. Deci două misiuni destul de interesante și toate cele 7 au avut experimente diferite, asta fiind cumva ideea principală. A doua misiune e mai importantă, să zicem așa, pentru noi ca țară, pentru că e primul și cred că până acum singurul nanosatelit românesc, care a fost lansat în 2012 și a fost produs de studenți la Politehnică sub conducerea unor specialiști de la Agenția Spațială Română și de la Institutul de Științe Spațiale de la Măgurele. După cum puteți observa, e un CubeSat de dimensiune 1U, s-a fost numit Goliat și a avut ca scop măsurarea radiației și a fluxului de micrometeoroizi din orbita Pământului. Am avut ocazia acum două veri să lucrez cu cei de la Institutul de Științe Spațiale la Măgurele, care s-au ocupat de satelit și care au fost prezenți la integrarea și la lansarea lui. Și a fost foarte interesant să văd cumva experiența lor de a trece printr-un proiect de genul ăsta.
Ei chiar au fost prezenți la lansarea din Guiana franceză, de unde lansează de obicei Agenția Spațială Europeană. Satelitul cred că a încetat din funcționare după câteva luni de la lansare. Acum voi discuta despre o misiune ceva mai recentă, cred că din 2018, și anume misiunea Remove Debris, care a conținut mai mulți nanosateliți, care au testat diferite moduri de a captura deșeuri spațiale. În imagine aici avem ceea ce aș denumi eu un micro-satelit, care conține doi nanosateliți, Debris Set 1 și pe Debris Set 2. Și restul componentelor necesare pentru experimente. Debris Set 1 a testat prinderea deșeurilor spațiale cu o plasă, iar Debris Set 2 a testat prinderea lor cu un harpon. Asta a fost o misiune foarte importantă pentru că, după cum am și menționat mai devreme, sunt foarte multe deșeuri în spațiu, iar colectarea lor deja devine o problemă destul de importantă. Iar aici puteți vedea un video de la bord cu plasa fiind aruncată către ținta lor. Ei și-au lansat practic propria țintă în orbită și apoi au lansat plasa pentru a o prinde. Am avut ocazia acum vreo 2 ani la o conferință să discut chiar cu șeful proiectului de la Surrey Satellites din Marea Britanie, care mi-a spus că prima dată când s-au uitat și ei la imaginile astea au avut ceva emoții, pentru că după cum puteți vedea, plasa abia prinde obiectul și dacă ar fi ratat, practic ar fi produs mai multe deșeuri spațiale. Dar ideea de bază e că este un exemplu foarte bun de complexitate la care se poate ajunge o misiune cu nanosatelit. Ultima misiune despre care o să vorbesc este misiunea Marco, lansată de NASA tot în 2018. Cei doi nanosateliți Marco au fost primii care au părăsit orbita Pământului. Ei au fost lansați în orbită, iar apoi s-au deplasat de unii singuri până în orbita lui Marte, de unde au reușit să comunice cu Pământul. Aici puteți să-i vedeți pe cei doi, au fost doi sateliți identici. În dreapta, cred că e Marco 2, cu antena de comunicații și cu panourile solare extinse. Și ca idee, un CubeSat din ăsta e de dimensiune 6U și poate să încapă cu lejeritate în ghiozdanul cuiva și are o greutate de doar 13 kg. Întregul proiect a costat undeva la 18 milioane de dolari, ceea ce poate că sună ca o sumă mare, dar având în vedere câte tehnologii s-au testat aici și câte tehnologii au fost cumva miniaturizate pentru o astfel de dimensiune, e un cost destul de mic. Iar aici putem să vedem, să vă arăt câteva poze făcute de Marco 2, în timp ce se apropia de Marte. Asta e o poză pe 2 octombrie 2018, asta cred că e pe 24 și aici pe 26 sau 28 când a ajuns la doar 6.000 de kilometri de suprafața planetei Roșii. Scopul lor a fost să ajungă aici cumva concomitent cu o altă misiune a NASA, InSight, care a avut un rover. Iar cei doi nanosateliți au trimis informații către Pământ în timp ce roverul InSight a intrat în atmosfera planetei Marte. Privind către viitor, NASA plănește să lanseze mai mulți nanosateliți pe orbita Lunii. Poate că știți de programul lor Artemis, care se referă la reîntoarcerea omului pe Lună până în 2024. Până atunci o să fie mai multe misiuni lansate în orbita Lunii, iar ele vor conține și nanosateliți. Iar cea mai importantă misiune pare să fie Lunar Flashlight, care implică un CubeSat de aceeași dimensiune 6U, care va căuta apă pe partea întunecată a Lunii. Din nou, se demonstrează cumva ideea că putem cerceta alte corpuri cerești la o fracțiune din costul unui satelit clasic și inovația cumva aici intră
în a miniaturiza tehnologiile și în a lua o misiune poate de câteva sute de milioane și a o pune într-un pachet mult mai mic și mult mai ieftin. Acum voi discuta puțin despre partea educațională pe care am menționat-o și mai devreme. În urma apariției nanosateliților, toate marile agenții spațiale au introdus programe prin care susțin universitățile din zona lor în dezvoltarea și lansarea de nanosateliți. Iar în Europa avem programul Flyer Satellite al Agenției Spațiale Europene, care cumva deja trece din al doilea în al treilea ciclu de echipe, să zic. În ciclul actual, al doilea, sunt 6 echipe sponsorizate de ESA și, pe scurt, ei sponsorizează lansarea, care în principiu ar costa undeva la 100.000 de euro, o parte din testarea satelitului și ajută echipele cu expertiză de-a lungul proiectului. Una din cele 6 facultăți din ciclul actual, e facultatea la care sunt și eu, University of Southampton, așa că de aproximativ 3-4 ani fac parte din echipa noastră pe partea de validare a structurii. Și pot să spun că experiența e foarte utilă pentru că, pe scurt, trebuie să treci prin aceiași pași prin care trece o misiune cu un satelit de dimensiuni normale. Sunt exact aceleași documente pe care trebuie să le completezi și aceleași testări pe care trebuie să le faci, iar experiența e foarte utilă pentru când intri în domeniu, pentru că știi cumva deja pașii prin care se trece. Aici puteți să vedeți nanosatelitul nostru, e un CubeSat 1U, care are ca scop verificarea modelelor de reintrare în atmosfera deșeurilor spațiale, pentru că avem destul de multe cercetare pe partea asta la facultate. Și în dreapta puteți să vedeți cumva pașii prin care trebuie să treceți. Evident, la început trebuie să definiți o misiune, să faceți un design de satelit, aplicați la ESA și dacă intrați, îl construiți, îl testați atât la ei cât și la propriile laboratoare, îl lansați și apoi, dacă funcționează, îl veți opera în orbită. Ca idee, în momentul de față știu că există o echipă de Flyer Satellite la Politehnică, condusă de un prieten al meu, Rareș Bișag, care vor să intre în programul ăsta, așa că se întâmplă lucrurile de genul ăsta și la noi. Acum, partea industrială, după cum v-am spus mai devreme, în jurul nanosateliților s-a dezvoltat o întreagă industrie, care, foarte important, nu e legată de agențiile naționale și de marile companii. Sunt foarte multe companii mici care produc diferite componente. De exemplu, Nanorax e un deployer de sateliți, de nanosateliți. Când ați văzut video de mai devreme cu CubeSat-ii aruncați de pe stația internațională, era într-un deployer de la Nanorax. CubeSat Shop e un site pe care puteți să intrați să vă comandați toate componentele care aveți nevoie pentru un nanosatelit, dacă aveți fondurile necesare. ISIS e un producător de platforme de nanosateliți. Ei dau servicii ceva mai complexe și platformele cumva poate să vină și cumva gata făcute. Iar în stânga jos, destul de important, Rocket Lab e o companie care vrea să se concentreze pe lansarea de nanosateliți. În momentul de față, nanosateliții sunt lansați pe rachete mari ca un payload secundar, să spunem, și nu e un mod foarte eficient de a face asta, pentru că depinzi de când se lansează rachete precum Falcon 9, iar costul este mai mare decât ar trebui. Așa că niște lansatori dedicați pentru nanosateliți o să scadă foarte mult prețul în zona asta și începe cumva să se dezvolte industria și în direcția respectivă. Și ca idee, industria de nanosateliți valora 150 de milioane de dolari în 2018, va ajunge la 375 în 2023, iar în 2027 e prezis că va ajunge la 3 miliarde. Deci crește foarte, foarte mult. Acum, nanosateliții nu sunt singura metodă de a scădea costurile accesului la spațiu. Încă o metodă destul de
utilizată și, aș zice, recentă e cea de constelații de sateliți. După cum discutam mai devreme, sateliții de telecomunicații se găsesc de obicei în orbita geostaționară. De acolo, pentru că ești la o distanță mare de Pământ, poți să acoperi o arie mare din suprafața Pământului destul de lejer și ești și fixat asupra unui punct, ceea ce e foarte bine. Dar dacă te-ai găsi mai aproape de Pământ, ai putea să oferi servicii de internet și de comunicații de mare viteză. Internetul nu poate să fie trecut prin cei din orbita geostaționară pentru că ar dura prea mult și conexiunea ar fi foarte proastă. Însă din Lower Earth Orbit, care cumva e orbită până pe la 2000 de kilometri, poți să dai internet mai rapid decât cel prin fibră optică și poți să ai internet în zone în care în momentul de față nu există, zone mari din Africa, de exemplu. Așa că e o bătaie foarte mare, de fapt, pe locurile din Lower Earth Orbit. E exact ca atunci când închiriezi o masă la restaurant, trebuie să-ți închiriezi locul din orbită ca să ai loc. Și în momentul de față, ca idee, sunt undeva la 2700 de sateliți în jurul Pământului, dintre care 1900 în Lower Earth Orbit, nepunând la socoteală cei din constelații. SpaceX va avea undeva 4000, între 4 și 12.000 de sateliți în constelația lor și deja și-au lansat vreo 775. Amazon va avea peste 3.000 și e prezis că până în 2030 vom ajunge la 50.000 de sateliți în Lower Earth Orbit, ceea ce e o creștere, cred că, mai mult decât exponențială. Dar asta se întâmplă pentru că sunt foarte mulți bani în zona asta de servicii de internet prin satelit. Acum, cum arată un satelit de genul ăsta? Probabil ați auzit de constelația lui SpaceX, se numește Starlink și a mai apărut la știri pentru că sateliții lor sunt foarte vizibili din orbită. Am stat și eu câteva zile holbându-mă la cer și am reușit să văd câțiva. Și ea e că ei sunt mici, sunt cumva de dimensiunea unor microsateliți, sunt ieftini și rapid de produs. Sunt produși pe bandă rulantă cum sunt produse mașinile. În stânga avem un satelit care, după cum puteți vedea, are dimensiunile unei mese, să zic, 3 metri pe metru jumate, au 260 de kilograme și costă sub jumătate de milion de dolari per unitate, iar SpaceX vrea să reducă costul la 250.000 de dolari per unitate. Iar în dreapta îi avem expuși în modulul de lansare în Falcon 9. Designul a fost făcut pentru a maximiza practic numărul de sateliți care pot fi lansați deodată și ei lansează undeva la 60. Lansează cu o frecvență foarte mare. După cum am spus, deja au avut 13 lansări și sunt clar cei mai în față în ceea ce privește instalarea constelației lor. Ca idee principală, să zicem, a prezentării e că costul utilizării spațiului, atât pentru cercetare, cât și pentru comunicații, scade și va continua pe această linie atât timp cât vom continua să inovăm. Altfel nu putem să aducem tehnologii care acum sunt dispuse pe sateliți de câteva tone, pe sateliți de câteva zeci sau sute de kilograme, dar cumva încolo se îndreaptă cercetarea. Și ca idee, călătoria în spațiu, cel puțin în accepțiunea lui Elon Musk, ar trebui să devină nu neapărat atât de ieftină ca cea cu avionul, dar pe acolo. El ar vrea ca, de exemplu, mutarea de pe Pământ pe Lună să coste cam cât o casă, 200-300.000 de dolari. Deci cumva ne ducem spre democratizarea accesului la spațiu. Sper să ajungem acolo în curând. Vă mulțumesc și cam asta a fost prezentarea. Cred că în sfârșit o să dau niște apă. Mulțumim mult! Încercăm să revenim acum la așa. Mi-ai deschis ochii spre o nouă lume, prezentarea ta și o lume care cred că mulți dintre noi nu știam că există și așa de dinamică. Știam că cumva sateliții, cred că toată lumea se gândea la sateliți, când vorbim de sateliți, ne vorbeam la sateliții mari, de dimensiuni mari.
Și acum tu ne-ai deschis cumva ochii spre acești nanosateliți și cifrele sunt absolut uimitoare. Deci 8.000 de sateliți clasici au fost lansați în ultimii 60 și ceva de ani, da? Da. Către omenire în spațiu, da? Și până în 2023 se estimează 3.000 de nanosateliți, CubeSats, da, vor fi lansați. Iar la sfârșit, când ne-ai spus deja ce planuri au aceste companii de a pur și simplu va ploua cu sateliți pe cât de mare număr vor să trimit în spațiu. Dar hai să luăm de la bun început, să înțelegem și noi mai bine lumea ta și toți acești termeni. Mi se pare foarte interesant că în prezentarea ta ai folosit diferiți termeni și te-ai referit la sateliți ca având diferite funcții. Ai vorbit de sateliți de observație, ai vorbit de sateliți de telecomunicații. La urmă urmei, ce poate să facă așa de mulți sateliți în spațiu? Care sunt funcțiile pe care acești sateliți, adică cu ce ne ajută noi că sunt așa de mulți sateliți în spațiu? Băi, da, după cum ai menționat, i-aș împărți în astea două categorii, cei practici folosiți pentru comunicații și apoi cei folosiți pentru, să zicem, strângere de date de un fel sau altul. Cercetare, să spunem, aici poate intră și cei militari, care observă și strâng date. Acum, întrebarea e de ce e nevoie de atâția și ce fel de date putem să strângem. Până la urmă, când vine vorba, să zicem, de observarea Pământului, care e chestia cea mai frecventă, până la urmă, de exemplu, nu știu, cred că am citit undeva treaba asta, dacă ești un investitor și vezi niște imagini din satelit deasupra Africii și observi că, nu știu, în ultima vreme nu prea a crescut grâu cât trebuie, poți să-ți dai seama să investești în nu știu ce. În același timp poți să observi mișcări militare ale trupelor, toate imaginele legate de climate change, care implică foarte mulți metrici, temperatură, nivel de CO2, vânt, creșterea nivelului apei. Toate informațiile astea, de fapt, vin în urma unor observații satelitare. Așa că cumva ei fac toată treaba asta, iar pe lângă, dacă iau telefonul ăsta acum, până la urmă noi suntem live pe Facebook, nu? De unde, nu știu, să zicem, de unde reușesc eu să îmi dau seama cum să mă duc până la magazin? Deschid Google Maps, nu? Bun, asta am GPS-ul prin intermediul sateliților. Și avem diferite, să zicem, GPS-uri. Nu știu dacă ați auzit că în ultimii ani s-a lucrat foarte mult la un sistem de satelit GPS al Europei. Se numește Galileo și ar trebui să fie mult mai precis decât cel actual, care are precizie de câțiva metri, să zic. Și așa un fun fact, că doar mă aflu în Anglia. Anglia a fost o foarte mare parte din proiectul ăsta, Galileo, și pentru că a ieșit din Uniunea Europeană, nu va avea acces la acești sateliți. Deci trebuie să-și facă cumva propria constelație. Da, în curând, probabil o să facem un Facebook Live prin intermediul sateliților lui SpaceX. Și sperăm. Mai mic și la un internet mai rapid. Și o calitate mai... prietenii noi. N-am netabil. Așa că să nu avem internet mai bun. Dar așa de curiozitate, dacă ar fi ca tu să construiești un CubeSat de la A la Z, ce instrumente ai pune pe el? Ce ai vrea să faci cu el? Probabil că... Bună întrebare. Cine mi-a pus cineva din public întrebarea asta? Sau? Da, Sandor te-a întrebat această întrebare. Oh, bună întrebare.
Cred că, în primul rând, aș vrea să-l trimit spre un alt corp ceresc. Și probabil ori lună, ori marte, să zicem. Și ce m-ar interesa pe mine, probabil partea de propulsie sinceră a satelitului, pentru că acolo e foarte, foarte, foarte multă cercetare în ceea ce privește propulsia pe nanosateliți și chiar la Southampton se dezvoltă, să zicem așa, microthrustere printate 3D pe dimensiunea unui satelit, thrustere care produc, să zicem, un newton de forță. Deci partea asta, care încă nu a zburat pe niciun satelit, în același timp poate că aș vrea să mă concentrez pe un microsatelit, deci un pic mai mare, pe care să pot testa câteva din chestiile la care lucrez eu în momentul de față, de structură. Pe nanosateliți nu ai structuri pe care lucrez eu, sunt un pic diferite. Deci cumva ar fi o... Da, partea asta m-ar interesa destul de mult, iar în ceea ce privește instrumentele, mi-e și greu de zis, pentru că de obicei partea de instrumente vine din partea oamenilor de știință din zona respectivă, chiar fizicieni, care vor să găsească anumite informații. În ceea ce privește planeta Marte, cu siguranță observațiile legate de viață și de posibilitatea de a avea apă pe planetă ar fi cele mai actuale, să zic. Super, îți urez succes să-ți găsești finanțatorii. Da, exact. Uite, Diana Cătană ne întreabă, de fapt ne și informează, ne și întreabă. Ea ne spune că alături de cele 6 universități pe care tu le-ai menționat, ea știe că și Universitatea din Leicester colaborează cu ESA pentru construirea și lansarea satelitului Betty Colombo. Și vrea să știe, dacă poți să ne spui, dacă știi, dacă ai această informație, mai multe detalii tehnice despre sistemul său de propulsie și device-urile de la bord. Stai, de pe Betty Colombo? Da, da. Știu că au, cred că au ion thrusters, dacă mă amintesc bine. Știu că o parte destul de dificilă în testarea pentru Betty Colombo a fost faptul că durata misiunii de la Pământ la Mercur e 7 ani și tu, ca să demonstrezi că sistemul de propulsie este valid și merge, tu trebuie să îl testezi pentru întreaga durata misiunii. Acum un laborator nu o să dureze 7 ani, că poți să accelerezi cumva, dar știu că faza e că profesorul pe care l-am avut la clasă și care a lucrat pe asta, chiar pe partea de testare a sistemului de propulsie a fost și mi-a spus că la momentul lansării, în laborator încă nu se încheiase testarea sistemului de propulsie. El încă mergea și probabil sperau că nu o să se strice, dar nu știu atâtea detalii legate de ce facultăți au fost implicate sau... La nivelul unui proiect ca Betty Colombo, care a fost de fapt o colaborare între ESA și japonezi, sunt foarte multe instituții. Dar cred că ai sistem de propulsie cu ioni. Practic, sistemele astea de propulsie sunt în general pe sateliți care trebuie să parcurgă o distanță mare, dar nu exagerat de mare. De exemplu, Voyager 1 și 2, care au ieșit deja din sistemul solar, aveau un sistem de propulsie bazat pe radioactivitate, unde practic ai o cantitate de plutoniu la tine, care produce propulsie. Evident, e foarte radioactiv,
așa că l-ai la o distanță de satelit cumva, pe un, pe o telescopică, și fiind componente radioactive, ele funcționează pe ideea de half-life. Așa că plutoniu, având un half-life de 87 de ani, încă există 70% din combustibilul de la început, deși misiunea a plecat acum 40 de ani. Impresionant. Care este viața medie, adică în medie, viața unui satelit în spațiu? Evident că depinde. De exemplu, nanosateliții, în general, între 6 luni și un an, pentru că sunt trimiși în, cam în orbita stației spațiale internaționale, 3-400 de kilometri, și cad natural după 6 luni și un an, pentru că, deși ești... Cad pe pământ. Încă ai frecare cu aerul. Încă există atmosferă rarefiată a Pământului. Dacă vorbim de stația internațională, să spunem, da? Ea ar fi căzut foarte repede după lansare, dar are sisteme de propulsie care o împing înapoi în mod constant. De obicei, în misiunile de sateliți au cumva o perioadă de viață inițială de, nu știu, să zicem 5-10 ani, iar dacă satelitul funcționează corect în continuare și produce date valoroase, crește cumva durata misiunii, până când de obicei, nu știu, nu mai are combustibil. Dar toți sateliții, e cumva, e regula, toți sateliții trebuie să reintre în orbită și să ardă după 25 de ani de la încheierea misiunii. E foarte important pentru a nu rămâne acolo și a crește numărul de space debris-uri. Dacă e vorba de un satelit care se duce, eu știu, pe altă planetă, acolo depinde și de... Bepi Colombo, cred că are misiunea principală, nu știu, 7 ani până acolo, 2 ani în orbită sau ceva în genul ăsta, și apoi, de obicei, dacă încă funcționează, e un mare dacă, dacă încă funcționează, continui să o susții până când s-a închis satelitul și la revedere. Și, deci, sfârșitul, să zic așa, unui satelit are două opțiuni. Ori intră din nou în atmosferă și arde, cum ar fi, sau devine deșeu spațial. Da, acum a doua opțiune nu mai e o opțiune dacă ești așa. În lower earth orbit toți trebuie să intre înapoi în atmosferă și să ardă. Tu practic înainte, în timpul dezvoltării misiunii, trebuie să demonstrezi că satelitul se va descompune când intră în atmosferă și trebuie să demonstrezi că ai tot ce trebuie pentru a reintra în atmosferă, că îți trebuie să-ți lași niște combustibil la final să-l împingi. Acum, sateliții din orbita geostaționară sunt prea departe pentru a fi readuși. Așa că cumva sunt împinși un pic mai sus, într-o altă orbită în care nu sunt în calea nimănui și rămân acolo. Acolo nu sunt foarte mulți oricum, deci nu e o problemă. Uite, Eliza ne întreabă dacă este o posibilitate ca acești sateliți să se autodistrugă după ce și-au împlinit misiunea, să zic așa, pentru a nu polua spațiul, pentru că la urma urmei, dacă tot trimitem atâția sateliți în spațiu, cred că cea mai mare problemă se pune într-adevăr cu poluarea spațiului. Ce facem? Autodistrugerea sună foarte violent, așa. De ce? Au emoții sateliții? Nu știu, mă întreba ce se referă prin autodistrugere. Până la urmă, cele mai periculoase deșeuri spațiale sunt cele între cam 1 și 10 cm ca dimensiune. De ce? Pentru că sunt cele pe care nu poți să le urmărești. Deci dacă, să zicem că îți rămâne un satelit în orbită, măcar știi unde e, pentru că îl poți observa. Dacă cumva s-ar autodistruge într-un fel sau altul, va produce foarte multe bucăți mult mai mici care se vor deplasa haotic. Deci, ideea principală acum este că trebuie să reintre în atmosferă și cumva vor să scadă acești 25 de ani, cred că la vreo 10 ani, să reintre și mai repede, că e o problemă, da, e o problemă foarte mare. Au fost
destule evenimente de-a lungul timpului în care, de exemplu, americanii la început când testau bombe atomice au produs foarte multe deșeuri spațiale, dar în anii 60 nu te gândeai la chestia asta. Chinezii, de exemplu, și-au distrus intenționat singur un satelit, practic l-au explodat și au produs un număr extraordinar de mare de deșeuri spațiale. Chestiile astea sunt practic ilegale, să spunem, dar nu există legi, există doar înțelegeri, să spunem, între state. Nu există cumva legi. Și totuși, pe ce motiv au distrus chinezii? Cred că ei își testau ceva acolo și l-au autodistrus, lucru care a crescut foarte mult numărul de deșeuri spațiale. Sunt câteva evenimente care au dus la niște creșteri bruște de deșeuri, evenimente de genul ăsta. Inclusiv stația spațială chineză cu câțiva ani a reintrat în orbită necontrolat, pentru că au pierdut controlul asupra ei. Se mai întâmplă. Da. Uite, Sandor te întreabă dacă poți ajunge la viteze mai mari cu un CubeSat decât cu un satelit clasic. Acum, nu fac orbital dynamics, dar dacă stau să mă gândesc, în principiu, nu cred că ține de vehicul în parțial, dar viteza de deplasare în spațiu ține de obicei de orbita în care te afli. Două obiecte de dimensiuni foarte diferite aflate în aceeași orbită se deplasează natural cu aceeași viteză. Așa că n-ar fi o diferență. Diferența poate să apară, să zicem, în tranzitul de la, dintr-un loc în altul, dacă pe un satelit mai mare ai mult mai multă propulsie per masă. Dar eu cred că se pot... Când vine vorba de deplasarea în orbită, nu e o diferență. Cred că însă sateliții mai mari ar trebui să aibă mai multă propulsie per masă. Dar, evident, nu ai frecare, așa că nu contează neapărat dimensiunea din punctul ăsta de vedere. Care este cel mai îndepărtat satelit de noi pe care l-am lansat vreodată? Și dacă mai e în spațiu și dacă mai comunicăm cu el? Da, păi, cumva am menționat mai devreme, sunt doi sateliți lansați de NASA în 1977, Voyager 1 și Voyager 2, au fost lansați cu scopul de a ajunge la marginea sistemului solar și de a face poze cu toate planetele, pentru că nu prea existau până atunci poze din orbită. Și Voyager 1 și 2 încă funcționează, încă comunicăm cu ei și au ieșit amândoi din sistemul solar. Ce înseamnă asta? Sistemul solar e definit cumva ca volumul de spațiu care este influențat într-un fel sau altul de radiația de la Soare. Ei au ieșit cumva din zona asta de influență, deci sunt în spațiu interstelar. La o distanță, când vine vorba de spațiu, distanțele sunt măsurate la nivelul sistemului solar în distanța de la Pământ la Soare, aia e o unitate. Ei sunt la vreo 150 de unități din astea, față de Pământ. Unul la 150, unul la 130, cred că ceva în genul. Și cât timp le ia să transmită comunicațiile spre noi? Cred că vreo zi, cam 20 de ore în momentul de față. Durează comunicarea one-way. Aia e viteza luminii. Aia e distanța, timpul pe care îl ia luminii să îl parcurgă de la ei până pe Pământ. Și, da, încă se comunică cu ei, însă... Și cam ce fel de informații primim? Păi, la început au fost foarte multe poze cu toate planetele din sistemul solar de după Pământ. Și aveau și instrumente pe ei care ne dădeau informații legate de atmosfera planetelor și alți senzori de genul ăsta. Din câte am înțeles, cam prin 2025
5 se prevede că nu o să mai aibă destulă putere cât să comunice. Mulțumim mult! Cu întrebarea pe care am primit-o de la Sia Blăjan, care ea te întreabă cum ai descoperit această pasiune pentru acest domeniu. Ideea, cum, nu am auzit foarte bine ce a zis înainte de întrebare, mai era ceva? Nu, okay. Doar că vrem să terminăm cu această întrebare de la Sia Blăjan. Ok, ideea principală e că în liceu, cumva, pe mine mă fascina ideea de a lucra într-un fel sau altul la descoperirea spațiului. Și în momentul respectiv, neavând cam nicio idee de cum se face treaba asta, m-am gândit că cel mai direct traseu e în a face inginerie aerospațială. Pasiunea mea nu e neapărat ingineria, n-a fost niciodată neapărat ingineria în sine. Mai mult e ideea de a ajuta la descoperirea spațiului și partea bună e că mi-am dat seama că asta se poate face aproape din toate domeniile. Dacă faci științele pământului sau faci fizică sau chimie sau fotografie, de fapt toate elementele astea intră într-o misiune de genul ăsta, așa că și dacă decizi mai târziu că ăsta e lucru pe care vrei să-l faci, poți să intri în domeniu. Și ai opțiunea de a intra în domeniu chiar și în România, după cum ne-ai spus, ceea ce e un lucru bun. Da, am cumva asta am vrut acum 2 ani să lucrez și în România ca să văd ce se întâmplă, că nu prea aveam idee de... Cred că internetul ne face un pic probleme. Mă auzi? Da, da. Eu vă aud. Da. Ok, super. Mulțumim mult... Adi, pentru prezentare, pentru răspunsuri. Mulțumim că ai venit în comunitatea noastră, Romanian Science Festival. Abia așteptăm să ne prezinți, să te invităm din nou pe platforma webinarilor live, să ne mai spui din ceea ce cercetezi tu. Și celor care ne urmăresc, vă așteptăm joia viitoare la aceeași oră. Vom anunța webinarul la începutul săptămânii viitoare, iar dacă aveți întrebări pe care specific vreți să le adresăm în webinarile live, vă rog frumos să ne scrieți. Așteptăm comentariile voastre, întrebările voastre și aș termina pe aceeași notă pe care noi cumva am adoptat-o aici la Romanian Science Festival. Nu fiți niciodată plictisiți, fiți curioși. Mulțumim mult și o seară faină! La revedere! La revedere!